Oh,
se întâmplă în seara aceasta la biserică. Foarte bine, se întâmplă un lucru minunat. Lângă faptul că la altul dintre mulți scuți și că ne-a făcut o mare și vreau să văd la plăcere de a fi alături de noi și un bun prieten și coleg. Cum să nu saudă? Vezi, Sebastian, și cum saudă? Părintele Sergiu, s-a schimbat, s-a rugat, s-a scris. Este delegatul oficial al fericitului și a Părintelui Cotoiereu, din sectorul 3, domnului meu aparține. Avem bucuria de a avea în mijlocul nostru și o familie deosebit de frumoasă. Și o să vă spun și despre cine este vorba. Se numește Doru Iamandei, doamna. Este vicepreședintele în Asociația Părinților pentru Ora de Religie. V-am mai povestit despre această ora de religie. De fapt, din această asociație am avut și noi parte de acest spectacol. Specificul acestui spectacol constă în împletirea lucrărilor unor mari actori. De peste 30 de ani în teatru, film și televiziune și a fost și enoriașa parohiei noastre. Doamna Ana Carciu, actriță, a susținut o lasă regitală de poezie laică și religioasă în țară și străinătate și a jucat în proiecte de teatru creștin, fiind prezent la diferite evenimente și misiuni de televiziune cu conținut creștin. Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, Cristian Patriarhul din București, o bogată activitate de peste 25 de ani de teatru, film și televiziune. Alături de domniile lor, o să vedeți aici pe scenă talentele muzicale a unor copii. Copiii din cadrul parohiei noastre, gazi. Și tot profesorul lor este din parohia noastră, Alexandru, Alex. O să vedem ce a învățat acești copii, să vedem dacă este un profesor bun. Și spectacolul se numește Stihii și cântări. Actorii vor recita versuri creștine, scrise de Sfântul Vasile cel Mare, de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Antimii Vireanu, de Sfântul Ioan Iacob Prăzăvitu, Ana Blandiana, Vasile Voiculescu, Ion Pilat, Radu Ghir, Nichiful Traină, Zorica Lascu, Daniel Turcea, Ioan Alexandru, Costache Ioanit, iar copiii noștri vor interpreta la instrumente muzicale, muzică clasică, la chitar, la pian. Sunt tare curios să aud și eu. Îmi place muzica foarte mult. Sper că și dumneavoastră, da? Da! Și vă dați seama ce mândri vor fi părinților să-i vadă pe scena acestui mare spectacol. Vă dați seama, este o scenă de aur. Dar mai înainte de toate acestea, o să vă prezint pe fica noastră și doamna în Asociația Părinților pentru Ora de Religie din sectorul 3, ne reprezintă, este și enoriașa parohiei noastre și este și fica mea duhovnicească, doamna Raicu. După cum ați văzut, părintele nostru a făcut o trecere în revista evenimentului din seara asta. Ce pot eu să vă spun este că ne bucurăm că ne-a primit aici în parohie, la bisericuța noastră frumoasă, dragă, iubită, părintele Daniel Guga, știți că e o gazdă bună. Observați, fiind ziua crucii, avem aici crucea Mântuitorului și permiteți să dedicăm acest eveniment spectacol acestei mari sărbători, înălțarea Sfintei Cruci. Doamne, ajută-ne la cât mai multe și mai frumoase astfel de evenimente, împreună cu biserica, cu școala, prin profesori și copii, cu noi părinții. Vă rugăm din suflet să ne fiți mereu alături.
Părintele Daniel Goga a prezentat invitații noștri, o să-i prezint și eu, pentru că doresc să vă spun că domnul Doru Iamandei este vicepreședinte în cadrul Asociația Părinților pentru Ora de Religie a Port Central, cum îi spunem noi, sunt cei care ne-au chemat alături de ei și datorită cărora existăm. Are o familie frumoasă, ați văzut, are de băieți frumoși pe care îi educă bine și creștinește copii frumoși. Vă spun, am avut ocazia, vedeți că am fost albastră, am fost la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Cluj, a fost culoarea acelei întâlniri, au fost și ei acolo. Vă spun, cred că oricare părbun... Și a fost și părintele nostru, da, și părintele nostru, Fănel. Părinte Sigretan, da. Sfântul Antunie Cimoară, cu singura copilă în atunci. Care a reprezentat Bucureștiul. Vă spun că am fost mândră că sunt în București și mă iau după asta. Deci suntem mândri să ne ierte Dumnezeu, dar sper că avem așa un pic cu șoie să ne mânge de tinerii noștri. Și am trecut într-una într-alta. O să-l rog după aceea și pe părintele, și pe părintele Sergiu, care reprezintă protoieria, să ne spună câteva cuvinte. Cum doriți, cum considerați, lăsăm pe părinte, fiindcă suntem la biserică, să înceapă. Dumnealui îl reprezintă pe părintele Protopop și protoieria, sector 3 aici. Ne este mereu alături. Ce să vă mai spun? Vă spun încă o dată, veniți alături de noi în organizația Sector 3 Asociației Părinți pentru Ora de Religie. Veniți, părinte, alături. Pentru că împreună putem face lucruri extraordinare pentru copiii noștri. Să învățăm și să se formeze astfel încât să fie o bucurie și o mândrie pentru noi la bătrânețe. Îl avem aici pe părintele Mihai, care frumos ne-a vorbit și la încheierea slujbei de ieri și a zis: Doamne, copiii să crească frumos, să-și respecte părinții și cum altfel decât dacă îi aducem aici la biserică să împletească învățătura de la școală cu cea de la biserică, să fie bun creștin. O să vă mai spun câteva cuvinte după, îl las acum pe părintele secretar să continue, după care îl invit pe domnul vicepreședinte, domnul Iamandei, să spună și el câteva cuvinte. Bună seara și doamnă ajută! În primul rând vreau să vă mulțumim atât în numele Părintului Protoiereu, cât și în nume propriu, pentru invitația care ne-a stătut-o în această seară, de a fi alături, iată, într-o zi de mare sărbătoare din Înălțarea Sfintei Cruci, totodată în ziua în care școlile și-au deschis, dat porțile pentru a primi elevii. La această acțiune binecuvântată, este la a treia ediție, am putea spune, prima din acest an bisericesc și școlar, dar de decursul anului acestuia calendaristic, este a treia astfel de manifestare religioasă. Iar acum mi-aduc aminte de momentul în care s-a format aporul, mai ales aporul sectorului 3. Era o perioadă, dacă îmi permite să vă povestesc puțin, atât de tulbure pentru toată această mișcare împotriva, n-a spune neapărat împotriva bisericii, și mai mult decât atât împotriva copiilor noștri, prin care căutau, sau cei care nu erau atât de binevoitori, căutau practic să-L îndepărteze pe Hristos din școală. Dar n-au putut. N-au putut, pentru că așa cum poporul român este un popor, prin definiție, creștin-ortodox, să nu uităm că și cultura românească este una eminamente creștină. De aceea s-a văzut clar când s-a făcut acel referendum, nu știu cum să-l numesc, că poporul nostru român este un popor ortodox care iubește pe Hristos și care vrea să-L sădească pe Hristos în sufletele copiilor. Și știm că atunci, la momentul acela, o mână de oameni, de părinți, cu frică de Dumnezeu și care își iubeau într-adevăr copiii, dar cu multă râvnă, cu mult elan, a reușit să construiască ceva în acest scop. Și am văzut că cele trei instituții, biserica, familia și școala, într-un efort conjugat și întotdeauna într-o colaborare frumoasă, au reușit să facă lucruri mari. Și mi-aduc aminte de primul acest spectacol, eveniment, care a avut loc la parohia Dobroteasa. A fost, să spunem așa, spectacolul pionierat și sperăm să urmeze multe altele. A avut un efect extraordinar asupra celor care erau acolo de față, cu siguranță.
Și aici va fi la fel, sper și mai bine. Cunoaștem activitățile din această parohie și Părintele Cotuiere o apreciază, pe de o parte, activitatea forului pe care îl asigură de, și de toată considerația, dar și de toată colaborarea, dar și lucrările frumoase care se săvârșesc aici cu tinerii, prin care slujitorii bisericii dumneavoastră și iată, Părintele Frănes, Iulian, a fost săptămâna trecută prezent cu tineri din această parohie la Cluj, unde peste 60 de tineri ortodoxi, nu numai din țara noastră, au venit să susțină valorile ortodoxiei noastre, valorile trecătoare. De aceea veți vedea că, deși spectacolul eveniment în această seară, sticul și stihii și cântări, vizitații. Așa? De fiecare dată este nou, aduce multă prospețime. Pe de o parte, prin credința și talentul cu care actorii Teatrului Național veți vedea că vor interpreta și copiii care întotdeauna, deși poate unii se mai repetă, dar aduc întotdeauna ceva nou. Vă mulțumim încă o dată pentru invitație și Dumnezeu să facă ca toate aceste eforturi să fie spre binele copiilor, știind că un copil nu se poate forma ca om în viață fără Hristos. Și așa cum Mântuitorul spune, lăsați copiii să vină la mine, nu mai lăsați, ci aduceți-i. Devine un imperativ pentru fiecare familie să-și crească copiii nu departe de izvorul binelui și al vieții, care este Mântuitorul Hristos, ci în tinda Bisericii, acolo unde ei vor învăța într-adevăr cum să trăiască și ca oameni și ca și creștini în viață. Doamne ajută și vă mulțumesc pentru tine! Colegul nostru și șeful nostru de la POR, pe domnul Dorin Amandei, să vă spună câteva cuvinte prin care să vă reitereze invitația de a fi alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Să știți că eu am terminat managementul, nu teologia. Așa că nu trebuie să vă speriați, o să vorbesc foarte mult. O să fiu scurt la obiect. Vreau doar să vă întreb ceva. Pagina noastră de pe Facebook sau știu pagina noastră de pe internet, cei care ați avut curiozitatea să o accesați, ați observat sigla noastră cum arată? Apar acolo 3 cerculețe. Iar aceste cerculețe conțin biserica, școala și familie. În felul acesta suntem mult mai puternici. Eu nu am avut foarte mult de a face pe partea teologică, nu cunosc foarte multe. La un moment dat chiar stăteam și mă simțeam așa stingher. Nu cunosc atât de multă teologie sau dogmă sau tot ceea ce părinții noștri cu o memorie extraordinară reușesc să învețe. Însă am venit acolo și am început să-i întreb. Credeți, sunteți siguri că o să aveți nevoie de mine? Chiar nu înțelegeam dacă o să pot să-mi aduc aportul într-un fel sau altul. Tot ceea ce am putut să fac a fost această sigă prin care am simțit că interesele noastre, ale familiei, implicit ale copiilor, ale bisericii și, bineînțeles, și a școlii, pot fi reunite în această oră de religie și vă invit și pe dumneavoastră, cei care aveți Facebook, ori la APOR sectorul 3, ori la APOR central, o să ne vedeți în imagine pe fundal și pe mine și pe doamna Raiciu, pentru că am participat la Cluj și am făcut o poză, o avem pe Facebook. Vă așteptăm și pe dumneavoastră alături de noi să putem să susținem valorile morale acestui neam. Și mai vreau să vă mai spun ceva. Vă dați seama, am făcut 40 ceva de minute de la 5.000 până aici la dumneavoastră. Cam cum mă simțeam că nu mai reușeam să ajung odată câtă coadă, cât trafic. Am intrat și am simțit așa o liniște când am văzut aici curtea dumneavoastră extraordinară. Cum arată, cum miroase. După aceea mi-am dat seama că, într-adevăr, trebuie să existe locuri care să ne aducă aminte de Dumnezeu și să reușim să ne relaxăm, să putem să trăim mult mai fericiți pe lumea aceasta, cât o vrea Dumnezeu. Nu o să vă mai rețin, o să dau cuvântul Doamnei. Mă bucur că vă văd un număr așa de mare, cred că nici mai sunt scaune sau locuri, da? Mai aduce. Da?
și aș vrea să vă văd împreună la Apor, acolo unde familia, școala și biserica reușesc să țină mai departe valorile neamului nostru. La revedere! Mulțumim. Aș vrea să vă mai anunț că între noi se află și reprezentanții mass mediei bisericii, Ziarul Lumină, Radio Trinitas și Agenția Basilica, așa că aveți grijă cum vă comportați ca să nu ajungeți pe prima pagină. Bănuiesc că toți cei care nu cunoașteți știți că părintele nostru ne deschide mereu cu câte o glumă de genul ăsta. Noi vă așteptăm cu drag să vă bucurați de evenimentul nostru. Să rămână încă o dată tuturor părinților de aici și mulțumim părinte Daniel Goga pentru primirea frumoasă și pentru tot ce l-a spus la dispoziție, dar haideți să trecem la spectacol și să vă spun că îl invit alături de mine, despre actorii de la Național va vorbi părintele Daniel Goga, îl invit alături de mine pe domnul Tomi Cristin, despre care, pot să spun că e sufletul alături de soția lui, doamna vicepreședinte Alina Tomi Cristin, și cred că ar putea să-i vorbesc și pe copii care știu săraci, de câte ori mama și tata lucrează pentru asociația asta, pentru organizația noastră Sector 3. Este într-adevăr, deci dacă cine a inventat termenul ăsta membru activ, cred că s-a gândit la Tomi Cristin. Credeți-mă, e suflet și suflet și suflet pentru noi, pentru copii, pentru biserică, pentru actorii noștri dragi. Haideți să vedem ce lucruri minunate au pregătit, să ne bucurăm împreună și, Doamne ajută, veniți alături de noi! Mulțumesc, Camelia, pentru vorbele frumoase. Din seara vă spun și eu. Într-adevăr, e foarte frumos aici, în parohia Sfântul Antonie cel Mare. Îi mulțumim încă o dată părintelui paroh pentru căldura cu care ne-a primit. Pentru că Asociația Părinți pentru Ora de Religie este o asociație dedicată copiilor, vă propunem să începem spectacolul din seara asta cu un moment interpretat de copii. Invit în scenă pe Maria și Ștefan Pop-Coman, care vor interpreta cântecul Ridica voi ochii mei.
Alexandru, frații Maria și Alexandru Pop-Coman, Ștefan, iată. Sunt copiii doamnei Dana Pop-Coman, vicepreședinte a POR Sector 3. Care e aici în celălalt. Continuăm spectacolul nostru cu un moment interpretat la pian, Morning Song de Edvard Grieg și Bacarola de Jacques Offenbach. La pian, Anastasia Negoescu. Anastasia are 6 ani și este anul întâi de studiu la Grădinița 160. Bine, Anastasia! Fürelis de Beethoven, un fragment, și Arabesc de Bürgmüller.
în interpretarea lui Răzvan Stoica, care este în anul 4 de studiu la școala, la școala 82 și are 9 ani. Răzvan, Răzvan Stoica! Casa lui Iisus. Dar pe drumul cel cu plopi, rău de pietre și de gropi, cine nu vine în car cu boi, nu plăvani ca pe la noi, ci munciți și oropsiți de 3 zile nehrăniți? Cine îmi plânge sub maramă de dureri că va fi mamă? Cine îmi umblă lângă vite tot cu vorbe necăjite? Maica Domnului plângea, Iosif boi suduia, Maica Domnului spunea. Omule, nu sudui. Ce-i scris o împlini? La mijlocul drumului, la tulpina plopului, stă Maria să odihnească și pe pruncul sfânt să nască. Însă plopul-i copac rău, copac rău și nătărău. Își dă frunza într-o dungă liniștea să nu ajungă. Își dă creangă într-o parte, nici de umbră să aibă parte. Maica Sfântă s-a întristat și din gura cuvântat. Plopule,
lemurcisit, să te zbați neodihnit, nici în lini, nici în senin, creanga ta să n-aibă stare, n-aibă umbră, nici răcoare, frunza în tine să nu stea nici ziua, nici noaptea, și cu vânt și fără vânt, să te platim pe pământ. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat și au mers, măre, au mers, urmele de li s-au șters și prin cer și prin poiene și prin stele bruiene și-au ajuns în drumul lor, la focul păstorilor. Colo, în stâna oilor, stă Maria să odihnească și pe pruncul sfânt să nască. Șezu jos și nu șezu, să odihnească nu cu tu, dezbieratul oilor, desăritul mieilor, Maica Sfântă a oftat, a oftat, s-a întristat și din gura a luptat. Oi, de orice rău veți da, voi să nu puteți striga. Pe voi lâna să nu stee, în tot anul se vărieie, mielul de sub voi să-l tăie. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat și am au mers, măre, au mers, urmele de li s-au șters. Și prin cer și prin poiene, peste țari aurite de oameni nepomenite, peste stele argintate de oameni nesămănate. Și au ajuns în drumul lor la ocolul caiului. Și Maria Grajda, flând, intră în trânsul, tot plângând, dureri mari o apuca, să mai meargă, nu putea, și sus jos, se odihni, cai prind a tropăi, mânjii vesel a scurda, iepile a necheza, Maica Sfântă-i dojenea. Stați pe loc, nu tropăiți, că-și durerea îmi spuneți. Cai răi, n-am ascultat, Maica Sfântă a oftat, a oftat, s-a întristat și din gura. Să vă, să fiți voi în cai alergați, să domniți fără răgaz, tot anul să n-aveți sat, doar în ziua de ispasta și atunci atrunceați. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat și au mers, măre, au mers, urmele de li s-au șters, peste iarba plaiului, prin pometul raiului, tot mergând și obosind și cu Dumnezeu vorbind, floarea soarelui pălii, floarea lunii veșteșii, numai steaua nu florii. Și-au ajuns în drumul lor la ocolul boilor, boilor blajinilor, în cea ieslea vitelor, vitelor săracelor. Și Maria cum intra, pe fân moale se culca, boi ce arumega, Maica Sfântă a suspinat și din gura cuvânta. Stați pe loc, nu lumegați, liniștea nu-mi tulburați. Boii plânzi o asculta. Maica-i binecuvânta. Buleni, fiți alduiți și de mine fericiți. De mine, de Dumnezeu și de Sfânt Fiuțul meu. Voi tot anul să aveți. Un ceas, două, să lucrați și apoi să încetați. Un ceas, două, lumecați și apoi vă odihniți. Dure mari o apuca, boii plânzi o apurea. Și când a fost miez de noapte, muncile-i trecură toate. Pe fân verde și uscat a născut un împărat. Și când fiul s-a născut, ieslea în rai s-a prefăcut și să vezi și să lucrezi. Fână în soare era floare, al păstrele erau stele și însenind luna un crin. Maria se veselea, pruncul în braț îl cuprindea și pe frunte îl săruta, căci în lumea va scăpa. Astăzi s-a născut Hristos, să ne fie cu folos. Bate vântul lin și lin, mi-l leagă-ne chin de lin, legănuți de păltinuți, ploaie caldă, tot minți caldă. Dolly's Dreaming and Awakening de Theodor Western, la pian Filip Ologeanu, anul întâi de studiu. Thank you.
Foarte frumos a venit. Și acum, cum are actrița Teatrului Național din București, doamna Marta Caton. Sar din codri mari de crin, lumină lină, cui de ceară, scorburi de miere milenară, de dincolo de lum venind și niciodată obosind, un răsărit ce nu se mai termină. Lumină lină, din lumină lină, lumină lină, din lumină răsar din codri mari de crin, de atâta noapte și uitare, și nopțile au pierit în zare, a mai rămas din vechea lor luminile, luminilor. Lumină lină, lin lumin, răsar din codri mari de crin, lumină lină, nuntă, leac, tămăduind veac după veac, cel întristat și părăsit, cel însetat și necăjit, și pelerinul însetat în vatra ta a înnoptat. Lumină lină, leac divin, încununându-l pe străin, deasupra stinsului pământ, lumină lină, logos. Un mare poet creștin ortodox, Ioan Alexandru, o mare actriță creștină ortodoxă, Marta Caton. Da, e mai frumoasă în realitate. Mai tânără, se spune mama, nu zi. Andantino, la chitară, Daria Raiciu. Mulțumim, Daria. E destul de greu să fii pe scenă și atunci când ești copil, emoțiile se dublează. Și mai ales când e mama în sală și tata în sală, se triplează. Și părintele duhovnicesc, e părintele. Și când e și părintele duhovnic aici, se mărește de 4 ori. Și când mai sunt și niște artiști... Mulțumesc. În continuare,
doamna Ana Calciu, vă spune poeziile Crucile de Zorica Lațcu și Spinul de Vasile Voiculescu. Ana Calciu. Singurătăți și singurătățile iubirii.
Nimic, nimic nu pot să împiedic. Toate își urmează destinul. Nici chiar ultimul fir de nisip nu ascultam. Nici sângele meu. Eu pot doar spune. Iar. De Wolfgang Amadeus Mozart, un fragment cu Vlad Drondo de 10 ani, anul 3 de studiu la școala 82. Vlad! Să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu aramă, bunica și mama, scoțând-o sfiernic cu semnele crucii, purtau parcă moaște sfințite și lucii, că pâinea
dând abur cu dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă, Mamă, de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în cioachine, ești totul în toate și toate prin tine, tu, pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce-mi fășure bram, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea, copile, grăină. Broboanele acestea sunt lacrimi de mamă aduse prin nos la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie jucând nestemate, ce lasă să curgă și roaie spumate, copile grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adaugă-mă sânge de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii bogate și câmpuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne, și sângele în struguri, și frânge-te în pâine, tu, viața de-a pururi a neamului meu. Laris Marcu are 10 ani, este anul 5 de studiu la pian și a dorit foarte mult în această seară să le cânte Führe Lieder de Ludwig van Beethoven. Laris Marcu! Thank you.
Pentru că este ziua Sfintei Cruci și este un moment potrivit pentru mărturisire. De fapt, orice moment este potrivit pentru mărturisire. Doamna Ana Calciu mărturisește astăzi pe Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, care împreună cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfântul Iulianache, s-au jertfit pentru credința noastră într-un Hristos. Și invităm pe scenă. Mulțumesc la Ana, Sfântul Brâncoveanu, doamna Ana Calciu. Într-o jumătate de dimineață, zis purtării lui în viață, Brâncoveanu se spunea, barba albă și întâna, fața blândă și spăla, la icoane se închina, pe fereastră apoi privea și amar să se mânta. Dragii mei, feciori iubiți, lăsați somn, nu vă treziți, căci pe noi ne-a înconjurat pașa cel neînflicat. Inicer cu drumuri mari ce sparg siduri cât de tari. Vorba bine ne sfârșea, tot ce-n casă ne vădea. Pe cei șase îi prindea, îi prindea, îi ducea, îi închidea. În turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sol mare întărătești. Mult acolo nu zicea, că sultanul îi aducea râdul foișorului pe mare, fost porne. Brâncovene Constantin, boier vechi și domn creștin, adevăr e că ai gândit să desparți a ta domnie, de a mea împărăție, bani de aur ai bătut fără a sfi de mine, teamă, fără a vrea să-mi dai seama. Dar nu fost bunul, rău la domnie, Dumnezeu singur știe. Dar nu fost mare pe pământ, gata acum să vezi. Constantine Brâncovene, nu-mi vorbi vorbe viclene. De-ți milă de copii și dacă vrei să mai fii, lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. Facă-mi Domnul tot ce vrea. Eu și pe toți de mea stăia, nu mă las de legea mea. Sultanul din foișor de pe semn mitrohor, doi gealați veneau curând, săbile fluturând. Din copii își alegea pe cel mare și frumos și-l punea pe scaun jos. Și când spada flutura, capul iutei reteza, Brâncoveanu greu ofta, Doamne, fie voia ta. Ce nici alații o plângeau și din ceilalți aliceau pe cel. Cinca și mijlociu cu păr nete și zglobiu și pe scaun îl punea și capul îi vintesa. Brâncoveanu greu ofta, Doamne, fie voia ta. Sultanul se minuna și cu mine apoi crea. Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, creștinească și te dă în legea turcească. Facă
frați, atunci mergeau. Și de dragul copilași, blândul tati fecioraș la pământ l-arunca și capul îi leteza. Prin copea nu greu ofta. Doamne, fie voia ta. Apoi se tupura, de copii se arunca, înșelea îi se lupta. Și amar apoi de ea, ale lei, tâlhar băgâni, ale voi, fecior de câini, patru fii am avut și pe toți mi-ați pierdut. Turcii erau sau țărau și pe dânsul te doreau. Și zilele-i de curma. Thank you.
Foarte frumos, bravo, Daria! Eu Exist, de Ion Nicolescu. Doamna Magda Catone. Și eu exist în realitate, sunt un clasic caz social, nu merg nici prin palmă, nu dau nici din coate. Cuvântul și marea mă simt magistral. Știu cine ce vrea și cât costă viața. Știu chiar și al morții prea limpede de preț. Mă zguduie lucruri mai grave ca viața sau însăși viața, dacă vreți. Sunt un om, colegi de planetă, un caz cunoscut de ființă și nu am nicio marionetă pe conștiință. Când vorbești, când dormi, când suferi, te lovești mereu de nuferi, de obiecte ideale, posesoare de petale. Mare fluture albastru, fă-mă om, nu mă fă astru. Când vorbești, când dormi, când suferi, te lovești mereu de nuferi. Este o acoladă în timp. Aici, în dreapta mea, e școala la care eu am învățat, la care am terminat 8 clase și am mers la liceu. Străzile astea sunt străzile copilării. Și... asta înseamnă să fii actor mare, să impresionezi publicul doar spunându-i unde ai stat. Paul de Senneville și Olivier Toussaint au compus baladă pentru Adelina și noi o vom asculta în această seară, interpretată la pian de Lucas Patrick Chandru, de 9 ani, din anul 4 de studiu, la școala 49. Thank you.
sprijin de aici din parohie, în persoana domnilor Nicolae Otaru și Sebastian Eltianu, care vor acompania, o vor ajuta pe doamna Ana Calciu să rostească poezia Ștergarul de Costache Ioanid. Doamna Ana Calciu. Chiar eu.
Și atunci... Să pleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. El, împăratul vieții, din nou e rob și sub. Veniți, leproși ai vieții, murdari de-ai țărână, Iisus vă spală cu propria sa mână. Voi ce ne cazul mădejdea vi se pune. Iisus, Iisus vă spală cu propriul său sânge. Laris Marcu, în anul 5 de studiu, Laris are 10 ani și va interpreta 11 ani și va interpreta Rondo a la Turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Bravo, Onan! Patru brazi de Vasile Voiculescu, Daria Raiciu îl acompaniază la chitară, pe Tomi Cristin. Încercăm fără microfon. Se aude? Poezia a patru brazi a fost scrisă de Vasile Voiculescu, un poet extrem de credincios, pentru că el admira preoți. Și atunci, ca să-și arate această admirație, a scris această poveste. Mă auziți? Da! Peste brazii de la poartă, patru la un loc, a trecut fără cruțare viforul de foc. O ghiulea de peste munte, apric șuierând, i-a surpat din rădăcină pe tus patru în rând. La botezul fiecărui din copiii lui, Popa Stancu răsădise pui de brad cu pui. Și îngrijiră copilașii patru în șir mărunți de frățânii de la poartă coborâți din munți. An cu an crescură brazii fala întregii văi și cu ei creșteau alături falnicii flăcăi. Iar când oamenii, lăsându-și carele cu boi, ca luați de un vânt, porniră trâmbă la război, a rămas numai cu brazii Popa amărât. Ei țineau sfinției sale singur de urât. Și-o potlinda, cel din dreapta, frate cu Ion, ce lupta departe în munte, sus pe Alion, cel din stânga, plin de chiot, chipe și învolt, era frate cu Gheorghiță, luptător pe olt, cei din mijloc, svelți de-o seamă, când se clătinau de Matei și de Nichita, neauși aminteau. Popa însă de pe prispă sta de sfat cu ei. Fii mai cu pază, unde sări, Matei, tu, Ioane, smeul tate, preamite sumeți, stați cu minții la dăposturi, dragii mei băieți. Nevoiau pohoși dușmani însetați la strungi și loveau înfricoșate tunurile lungi. Izgoneau mereu puhoiul cete de pribegi, nu erau casă fără mort, pierduți pe teci. Popa însă stă cu brazii ca de taină, când o ghiulea de peste munte i-a surpat la rând. Era semnul ce-l ceruse Domnului supus, că feciorii lui în luptă toți i s-au răpus. N-a mai stat o clipă în cumpe, n-a mai cercetat. Pregătind de înmormântare cu adevărat, a spălat frumos muștenii, mândru i-a gătit, cu lumini de ceara prinsă i-a împreșuit și sub coaja fiecărui strecurând un ort a pus clopotul să tragă jalnic pentru mort. Pic cu pic, rășina strânsă, timp îndelungat, a cules-o ca pe un sânge sfânt și închegat. Lângă trunchiurile sparte, țândările a strâns și trei zile încheiate, priveghind, a plâns. Iar a treia zi, în odăjdii și cu mult norod, a pus clopotul să tragă jalnic pentru mort. Întinzând pe năsălie trunchi zdrobit de trunchi, le-a citit întreaga slujbă, singur și în genunchi. Jalnic a purtat tot satul ca pe niște morți, că-i n-au copii și babe pâlcuri pe la morți, pe la porți. Cu alaiul în ograda apoi a intrat și la prispă, sub fereastră, brazii a îngropat. Zi și noapte de atunci, între însemnări, răsfoia psaltirea sfântă plină de însemnări. Azi, în Sfânta Zi a Crucii, leat de la Hristos, dăruit a nouă Domnul, prunc, voinic, frumos,
am primit cu bucurie oacheșul Cocon și am pus spre prăznuire numele Ion. Când târziu sosi scrisoarea care a întărit că cei patru feți departe toți s-au prăpădit, vestea groaznică, un geamăt, popii nu i-a smult, el de mult îi îngropase și îi bocea de mult. Thank you.
Părintele Mihai, poate are multe abilități, și zice, mă arăt două mântări și tu mântări. Iubiților, Domnul Dumnezeu ne are pe toți. Din păcate, noi între noi nu prea avem, sau ne avem mult mai puțin. Noi, în existența sa, tot ce avem în cer, întotdeauna când ne potrivim de greu, de împliniri, noi și ne constatăm că nu suntem împliniți, îi cerem lui Dumnezeu. Câți dintre noi trăim, știm și ne aducem aminte că în primul rând trebuie să-i trăim. Parcă n-ar fi fost, dacă El cu mare ne-ar fi trăit cu tot ce avem. Știți ce mare sărbătoare am trăit ieri, în prelungire, astăzi? Având în centrul atenției aceste odrazi minunate, copiii, cărora, în întâmplător, s-a adresat Mântuitorul, Dumnezeu din Dumnezeu, și a spus, lăsați copiii să vină la mine. În același timp, direcționându-și gândul și ideea și vrerea și către adulți și care înconjurau Mântuitorul, atenționându-i că aceștia sunt puri, sunt curați, și cu alte cuvinte, fiți și voi ca ei. Știm cu toții că de-a lungul trăirii, de-a lungul vieții, ne întinăm în experiența noastră de toate viciile, toate ambiții, toate neputințele, nu fac decât să ne înnăbușim. Copiii aceștia, când vin în lume, sunt ca lumină, sunt curați ca rouă. Ați văzut, părinții știu la botez, când afundă în cristelniță, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Așa se fie și el, este de acolo gângurind și vede, mișcă pe ochii. Unii știu, preoții știu, că ei văd într-adevăr pe îngeri. Și pe cât de mult reușesc să-și păstreze puritatea, se vor întâlni cu îngeri și pe parcursul vieții. Asta este ceea ce ne, aceasta este ceea ce ne diferențiază din ceea ce vom aduce din noi la final, devenind sfinți sau buduruși. Oricare dintre noi este un proposabil sfânt. Copiii aceștia, prin trăirea lor, ne demonstrează cum trebuie să te comporți ca să fii sfânt. Talentul, bucuria de a-i bucura pe ceilalți, tocmai din aceasta vine, din lumina creației lui Dumnezeu, care este pusă în sufletul fiecăruia, în particular de Dumnezeu, scânteia divină, aceea care este unde, nu în talpă, nu la genunchi, nu pe acolo pe unde atingem pământul, nu pe acolo pe unde umblăm cu târfa, adică asta de sus, rațiunea care ne înșală. Și la pasa inimii, cu 5 mm mai jos, așa s-a demonstrat științific. Acolo există. Acum, biserica fuzionează foarte bine cu știința și știința cu biserica. Am înțeles și una și cealaltă că trebuie să comunicăm. Cei din domeniul științei, la început, o să rog că biserica este undeva la periferie, că nu este nevoie de ea. Și am înțeles că nu poți intra în existență și continua fără să fii plecat în fața lui Dumnezeu. Că știința este tot în creația lui, în ține și tot ce este acolo. Biserica, la rândul ei, a văzut că și știința ajută. Și uneori cum lucrează, pe idei călăuzitoare care fac să întregească omul în gândirea, în manifestarea sa. Copiluții aceștia de astăzi sunt ca niște scândei divine. Ne aduc aminte ce putem obține, ce bucurii putem semăna din noi în afara noastră, atunci când ieșim din afara noastră cu Dumnezeul din noi. Pentru că cel care îl caută pe Dumnezeu, la biserică sau în altă parte, nu îl va găsi, până ce nu va găsi Dumnezeu din el. Nu ai cum să ieși în afara ta cu altceva. Asta
Aceasta înseamnă să lucrezi pe legea iubirii. Să vină întâmpinarea celor care iei sub privirea ta cu Dumnezeu din tine. Dumnezeu este omniscient, omniprezent, omniomnipotent. Este peste tot, dacă este peste tot, cum să vii, particularizând altceva decât Dumnezeu din tine. Riști să strici. Și copiii aceștia, până oară, nu știu dacă au maturitatea gândirii, gândirea lor, să știe că trebuie, în orice manifestare, să ai act de prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te aude, te vede, te miroase, te simte, indiferent de unde te afli. Chiar în actul tău ce mai intim, cu un oameni, să spunem de tot, sau în creația ta, în gândirea ta, când nu deschizi cursele, să articulezi o frază. Dumnezeu este acolo, nu are nevoie să-i vorbești, îl te aude. Cu mișca rugăciune. Foarte mulți dintre noi se roagă, știu, satirea pe de rost. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciune cu trăire, are nevoie de trăire. Așa cum ne-a demonstrat această Ana de astăzi, care nu întâmplător poate numele Ana. Știți foarte bine că numele sunt semnificative, în conotația lor are conținutul de Dumnezeu. Vin din Împărăția Celestă anumite energii care marchează acea ființă particularizată dintr-un nume. Ați văzut ce înseamnă trăire? O trăire de Ana. O trăire de Maică Sfântă, născătoare de Dumnezeu. Deci vedeți că și în teatru este ca și în viața de zi cu zi. Când simți că cel care este acolo trăiește, trăiești cu el, țâșnesc lacrimile din tine. Îți ia foc inima. Gândești rece ca de gheață și interpretezi frumos, teatru. Nu impresionezi pe nimeni. Să știți că așa simțim și noi preoții. Când vine la spovedanie cineva și spune, Părinte, am făcut. Bine, lasă ce ai făcut. Spune mai întâi ce ai stricat. Că de făcut tot ce ai făcut, nu ai făcut tu, a făcut Dumnezeu. Dar pace prin tine. Chiar azi mi s-a mărturisit cineva, zic, ce păcat ai făcut? Nu, nimic. Nu, dar poate mă asculți, poate insulți, poate te superi. Nu. Nu mai știam cum să facă, trebuia să dau binecuvântare de mărturisire, zic, după ce o să o dau. Te uită la televizor, poate ai văzut vreo scenă, poate. Da, nu. Dar mă nu, era nu. E, totuși te-ai întristat pentru ceva care nu ți-a întinențit. E, câteodată, da. E, gata, am găsit că zic, iată, spune, iată-mă, Doamne, pentru tot ce am găsit și am păcat în mine. Dragilor, asta este în paranteză, vorbeam de copii. Le mulțumesc din inimă acestor copii minunați. Unii dintre ei ne-au impresionat extraordinar prin talentul lor, prin trăirea lor și manifestarea lor. Dar am aceeași laudă și cu aceeași negație mă adresez și celorlalți, care sunt la început de drum. Deci unii se manifestă în toată plenitudinea, încă din momentul în care abordează cu talentul lui ceea ce știe că poate să facă, alții cresc mai greu. Toți suntem așa. Trebuie să îi iubim și să-i ajutăm în aceeași măsură în care au nevoie ca și ei să crească acolo unde simt că atinge un final de laudă și de iubire. Adică să lucrăm pe legea iubirii. Este tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și toți cei care se iubesc pe Dumnezeu, atât în Împărăția Celestă, cât și aici, unde experiem noi trăirea noastră. Le mulțumesc din inima acestor copii și se pare că vedeți bine și din emisiunile TV, este o probă extraordinară. În acest veac, cum știți foarte bine, adulții, a fost o perioadă când am avut mari picturi. O altă perioadă când am avut mari concertiști, mari compozitori. Nu mai găsim între noi astăzi un Wagner, un Beethoven, un Wagner, e cunoscut mai mult sau mai puțin. Dar, în acest secol, deja, care este și foarte încercat, este o explozie extraordinară în acești copii minunați, care încă de la vârsta de 5, 6 ani, 7 ani,
debordează cu niște lucruri extraordinare care te impresionează, pentru care altădată trebuia mulți ani să aștepți la subția asemenea roade. Au fost și în trecut, au fost și în foarte multe, Paganini, Grămași, câți și câți. Dar astăzi sunt foarte mulți. Este o lume de talent. O lume bogată cu acești copii minunați, care par cu și sincronie. Sunt impresionat pentru modul cum ei percep și traduc acestea în viața lor și ne dau cu certitudine speranța că ei vor schimba această lume pe care noi am stricat-o. Mă refer la adulții care n-au știut să lucreze pe legea iubirii și care a făcut să fie ceea ce se întâmplă în lume. Încă o dată vreau să conștientizăm profund acest lucru despre copiii noștri și în relația de filiație, adică în familie, să-i prețuiți ca atare, indiferent cât de neîmpliniți suntem noi, cât de obosiți suntem de viața pe care o trăim, neajunsurile materiale, sociale, etc., etc., să nu-i tratăm ca pe niște micuți care sunt la ascultare, ca pe niște obiecte. Ei sunt persoane. Au în ei persoană divină. Ei sunt ceea ce suntem și noi din Dumnezeu. Să avem respect, iubire, un copil se educă cu iubire și nu cu... Treci acolo, stai acolo, nu faci. Nu. Și cu dragoste. Și atunci o ținem mult mai mult. Ei ne demonstrează ce pot să facă. Să iubim, să-i prețuim, să-i aplaudăm încă o dată. Voi să fac și eu o mică acoladă și să mulțumesc personal și în numele colegilor mei, domnului, prietenului nostru, domnul Stelian Gomboș, pe care îl cunoașteți. Și care a mijlocit această întâlnire și fără demersurile căruia nu ne-am aflat aici în această seară. Mulțumim călduros părintelui Parov, care ne-a primit cu atâta dragoste și căldură. Să ne spună cum e de încheie. Duminica, de tot, duminica, de ce? Eu v-aș spune simplu, de seara. De seara. Sperăm că v-a plăcut spectacolul nostru. Mult de drag. Ați văzut? Vă imaginați că peste ani copiii aceștia vor să-și amintească că odată în copilăria lor au fost în parohia Sfântul Antonie de cel Mare pe aceeași scenă cu actorii Teatrului Național. Vedeți? Care suntem deja înscriși în Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Lăsați copiii să vină la mine, spunea părintele, da, haideți să-i lăsăm să învețe lucruri frumoase la orele de religie. Haideți noi, părinții, să le fim alături în biserică, aici unde a fost prima școală românească, să ne respectăm părinții, fețele bisericești, părinții noștri duhovnicești, să ne respectăm părinții proprii, copiii noștri să ne respecte, noi să-i respectăm pe ei, împreună să fim o familie, să ne întâlnim așa, în ser din acestea binecuvântate și minunate, într-o sărbătoare ca aceasta a Sfintei Cruci. Doamne ajută, vă așteptăm cu drag, o să găsiți, intrați pe pagina de Facebook a organizației Părinți pentru Ora de Religie de la sectorul 3, o să găsiți și o modalitate de înscriere online, veniți alături de noi,
Haideți să arătăm lumii ce copii minunați avem noi și cât de aproape sunt de biserică. Haideți împreună să facem lucruri frumoase pentru viitorul nostru al tuturor. Permiteți-mi să invit aici și pe o tânără, unde e Bianca, care are un blog pentru suflet și care scrie despre copiii noștri frumoși și despre credința populară din întâlnire când am anunțat-o și a venit direct de la serviciu și poartă așa frumoase costume populare. E o tânără de-a noastră și scrie despre copiii noștri și despre credința noastră. Doamne ajută să mai așteptăm și nu primesc. Veniți alături de noi să fie bine. Doamna mama? Vreau să cântăm Turpau. Cântă Domnul. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Cât de curând, da? O seară plăcută, vă mulțumim de suflet!